la fiert cartofii, dar mai trebuie și un morcov. Am aici niște fasole care sunt deja fierte și pe care o să le servesc acum. Am aici cartofii pisați, peste care o să adaug fasolea pisată. Și o să amestec bine. Acum că am terminat, o să adaug restul legumilor. O să pun usturoiul pisat, morcovul, mazărea, porumb, pătrunjelul, busuioc, oregano, mărar, cimbru, puțin curry, turmeric, sare, piper. Acum o să amestec. Acum o să dau o lingură sau două de făină și o să amestec iar. Acum o să fac chiftelele, o să încălzesc tigaia foarte bine și apoi o să le pun la prăjit, dar fără ulei. Am aici niște ulei. O să fac mai întâi chiftelele și apoi o să le pun la prăjit.
dulce, acrișor și ceva fermecător. Urmează încă o plântuță.